Aș vrea să încep cu, este un moment istoric, dar cu o poveste și o promisiune de foarte mulți ani, respectiv autostrada Moldovei, a șaptele, deja nu mai este o irealitate, nu mai este o promisiune electorală, este un fapt, deja este finanțat. Noi vorbim aici de peste 300 de kilometri autostrăzii Moldova. Este primul lot care se semnează astăzi, urmând ca jaloane PNRR până la sfârșitul anului 2023 să se semneze absolut toate. După cum îl cunosc pe domnul ministru al transporturilor Sorin Grindeanu, ținând cont de faptul că sunt și prieteni foarte buni, sunt fel convins că împreună cu Cenairu vor face acest, vor decala cu un an de zile îndeplinirea acestor jaloane și trebuie să fim corecți și să echilibrăm dezvoltarea geografică a României și să vedem că din partea, din zona Moldovei și din sudul României au plecat cei mai mulți români în străinătate. Investițiile în infrastructură vor aduce după ele și investiții majore în zona României, repet, care nu a avut parte de aceeași dezvoltare uniformă. Mai mult, este primul proiect de țară al actualei coaliții guvernamentale PSD-PNL-UDMR. Este primul proiect de țară în infrastructura majoră. Cred că România din acest moment, și la nivel politic, dar și administrativ, a intrat într-o cu totul și cu totul altă logică și îmi pare rău pentru cei care ne-au cântat prohodul de prea multe ori, vom fi la fel de implicați și la fel de eficienți în continuare pe acest mandat pe care ne-am asumat împreună. Mulțumesc mult!